Liderii marcați din USR sunt sigur că Titu Bojin va câștiga Consiliul Județean Timiș, iar Nicolae Robu, Primăria Timișoara. Astăzi la Timișoara, am venit astăzi la Timișoara pentru a-l întâlni pe omul de care se leagă speranțele noastre ale tuturor, celor de aici și multor altora din Timișoara, de candidatul nostru la primăria acestui mare oraș, de profesorul Nicolae Robu. L-am întâlnit, l-am vizitat pe domnul Nicolae Robu acasă, unde, din fericire, după episodul pe care îl cunoașteți, după episodul medical, domnia sa a ajuns, s-a externat, l-am întâlnit, parcă nu s-a întâmplat nimic, e același Nicolae Robu energic, dinamic. Vreau să continui și eu mulțumirile, urmând cursul deja de acum parcurs de domnul Bojin. Să mulțumesc domnului Crin Antonescu pentru vizita pe care o face în județul nostru, eu considerându-mă gazdă și în calitatea mea de senator de Timiș și în calitatea de coordonator a zonei de vest. Da, mulțumesc, mă bucur și eu și vă salut încă o dată, domnule președinte Antonescu, domnule președinte Constantin. Rugămintea e și către dumneavoastră și către domnul Sârbu să transmiteți același salut și mulțumiri din partea organizației PSD pentru faptul că suntem într-o echipă și că putem să concurăm și să candidăm și să câștigăm președinția Consiliului Județean și Primăria Timișoara. Vă promit că voi fi 24 de ore pe teren, inclusiv în Timișoara sau în mare parte în Timișoara, pentru a putea suplini absența colegului Robu și voi face tot ce depinde de mine ca să câștigăm alegerile și în Timiș și în Timișoara. Suntem aici astăzi cu toții, ne înghesuim cu toții, așa cum vedeți și la masă, și la propriu și la figurat, să susținem candidații Uniunii Social-Liberale la președinția Consiliului Județean, domnul Bojin, și la primăria municipiului Timișoara, pe domnul profesor Robu. Suntem convinși că nu există niciun fel de dubiu, domnul Robu va fi viitorul primar, suntem convinși că domnul Bojin va câștiga președinția Consiliului Județean. Membrii USL au făcut o plimbare prin centrul orașului. Starea trotuarelor le-a dat bătăi de cap.